Bună ziua! Sunt Codroț Gabriel Morariu. Vreau să vă spun că îmi place foarte mult la școală. Veselia copiilor, energia pe care ți-o transmit și bucuria întâlnirii zilnice mă bine dispun mereu. În fiecare dimineață vin cu bucurie spre școală, dornic să învățăm lucruri noi unii de la ceilalți. Tu ce simți când intri pe poarta școlii? Într-o zi de iunie, după o ploaie rapidă, elevii se aflau în curtea școlii și se bucurau de culorile curcubeului așternut pe bolta cerească. Acestea i-au dus cu gândul la ora de arte vizuale și abilități practice, care tocmai trebuia să înceapă. În acea clipă, ne-a venit ideea să realizăm un orar neobișnuit, în care fiecare disciplină să fie înlocuită cu o anumită culoare. Un orar al culorilor care să fie valabil până la sfârșitul anului școlar. Pentru că la comunicare în limba română discutasem despre peripeția lui Nică atunci când am mers să fure cireșe de la mătușa Mărioara, am înlocuit în orar rubrica acestei materii cu roșu. În loc de matematică și explorarea mediului, am folosit portocaliu, amintindu-ne de petalele florilor și aripile fluturilor. Am înlocuit dezvoltare personală cu galben, gândindu-ne că și copiii se dezvoltă precum floarea soarelui. În loc de muzică și mișcare, am pus verde, întrucât ne-am gândit că cel mai bine ar fi să ne desfășurăm ora în natură. În loc de arte vizuale și abilități practice, am pus curcubeul, asemenea paletei de culori. Am înlocuit educație fizică cu albastru, căci atunci când faci sport, bei și apă pentru a te hidrata. În loc de religie, am folosit indigo, gândindu-ne la culoarea cerului noaptea. Iar pentru limba modernă, am folosit violet, gândindu-ne la bogăția cuvintelor, precum florile de liliac. Orarul nostru colorat este complet. Îți propun să iei o foaie de hârtie și să desenezi pe ea un tabel. Realizează și tu un orar neobișnuit în care să înlocuiești denumirile disciplinelor din orarul clasei pregătitoare cu imagini potrivite. Expuneți orarele la panoul clasei. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!